reușit eu să trec de la așa ceva, în fața a 6 persoane, creierul meu s-a gândit să iau o bine meritată pauză, la așa ceva. Nu se vede foarte bine, însă aceasta este o imagine de la primul meu discurs de la public speaking, când am reușit să vorbesc în fața a aproximativ 50 de persoane. Eu, care în fața a 6 persoane, mă pierdusem complet. Ce doresc să vă spun astăzi? Să vă spun cele două probleme pe care le-am identificat eu, discursurile mele, și mai apoi cele trei etape, cei trei pași prin care am trecut și care mă ajută astăzi să vin și să vorbesc în fața dumneavoastră. Prima dată, probleme. Cum a început totul la mine, legat de public speaking? Foarte simplu. Eram foarte emotivă. Și am decis în clasa nouă să intru în clubul de desparte din liceul meu. A fost ok, am reușit să-mi depășesc o parte din emoții, din frici, și doi ani mai târziu am descoperit ce înseamnă cu adevărat teama de a vorbi în public. La o dezbatere, la un concurs național de dezbatere, în fața a 6 persoane, am pierdut. Creierul meu a intrat în modul hibernet și n-a vrut să iasă pe tot parcursul discursului. Și după m-am întrebat de ce m-am simțit eu așa. De ce în timpul discursului m-am simțit în felul acesta? Și după ceva timp mi-am dat seama. Am considerat că ceilalți sunt mai pregătiți decât mine. Ceilalți știu mai bine subiectul dezbaterii. Asta a fost prima problemă. Ceilalți sunt mai buni. E adevărat? Nu încă vreau. Aceasta este cea de-a doua problemă a mea. Nu vorbesc corect. Acum câteva săptămâni am văzut discursurile mele de la public speaking, iar prima reacție a fost: Doamne, Dumnezeule, nu pot să vorbesc în felul ăsta. Mă ajung la concluzia că S-ul și U-ul, T-ul și S-ul au unițe proprii. Iar R-ul și L-ul sunt absolut frazgeme. Mai devreme, Felicia m-a rugat să scriu rezumatul discursului ei și am ajuns la un cuvânt foarte greu de scris, bine, la cuvintele inteligență financiară. Bineînțeles, a apărut în eu în lucrul și mi-a luat câteva minute să-mi dau seama ce am scris. Cea doua problemă, tot legată de nu vorbesc corect, a fost faptul că la discursul trecut am făcut câteva greșeli gramaticale. Pe cuvântul meu de mare, în creierul meu a sunat foarte place atunci. Abia după ce am descoperit discursul, am zis, wow, eu am spus așa ceva? Minute și jumătate de schimb, m-am simțit foarte prost. Gândindu-mă la feedback-ul pe care l-am primit, chiar am putut să fac eu tâmpeniuțe minore, dar nu mi-am făcut. De asta au fost cele două greșeli. Faptul că am considerat că ceilalți sunt mai buni decât mine și mai apoi faptul că au întâlnit anumite întâmplări care m-au făcut să cred că nu vorbesc corect. Și am ajuns la cele trei etape care m-aș vrea să mă schimb. Vara trecută am fost într-o excursie organizată și așteptând avionul în aeroport, mi-am dat seama că mă simt foarte ok, că sunt foarte calm, lucru care nu era tocmai caracteristic, fiind o persoană destul de emotivă, Și mi-am dat seama că acest lucru s-a întâmplat deoarece mama mea, o persoană pe care o cunoșteam, era alături de mine. Și în acel moment am ajuns la acest lucru. Trebuie să mă transform, trebuie să mă schimb. O lună mai târziu zburam singură cu avion. A trebuit să schimb avion. Și am avut un noroc extraordinar. Am avut norocul ca în cea de-a doua parte a călătoriei mele să stau lângă un bătrânel, un arhitect, care se întorcea de la o conferință internațională. Și am vorbit puțin cu el. Eu nu știam nimic de arhitectură, el nu înțelegea nimic din ce vorbeam eu, pentru că eram foarte entuziasmată, că pentru prima dată zburam singură, dar am vorbit puțin. Și am început să dau concluzii. El vorbea foarte bine engleză.
ceilalți pot greși și nimeni nu este perfect. Uitați-vă în stânga sau în dreapta dumneavoastră. Nimeni nu e perfect. Sigur, mai vorbim. Nimeni nu este perfect. Oricine poate greși și de la oricine putem învăța. Iar când în cele din urmă înțelegem că putem greși, abia atunci putem să atingem perfecțiunea. Și pentru a ajunge la ultima și cea mai importantă etapă, o să fac o scurtă paranteză, o să vezi. Iarna trecută, în februarie, în jumătate de țară era sub zăpadă, eu și trei prietene tocmai terminase în sesiunea, am plecat la munte. Da. E ceva normal? Nu. Da. Da. Păi, da, se cum. Noi aveam în bagaje, proșoape, capuci și costume de baie. Ne-am dat exact vacanța la mare, la munte pe care mi-am dorit, dar a fost vacanța la mare, pentru că am ajuns la Paznin, la parcul acvatic din Brașov. Cine a fost acolo? Sunteți aici. Mi-a plăcut foarte mult, îmi place căldura, îmi place soarele, așa că a fost perfect pentru mine. Și atunci am învățat să stau. La acest parc acvatic există un bazin semi-olimpic și există trampoline de la 1 metru, 3 metri și 5 metri 20. Și am decis, ok, hai să învăț să stau, fac ceva care mi-e frică, de care mi-e frică. Și după foarte multe sărituri de la marginea bazinului și de la 1 metru, am ajuns la 3 metri. Și stă un clip care atestă acest lucru. Pe care o să trebuiască să-l urmăriți fie că vreți, fie că nu vreți. La care merge să fii minunat. Băi, știu. Prea să-i vină. Fie nu poate să-i vină. Fie vrea. Presupune prin absurd că am sărit de la primetic. Așa. Și vreau să vă întreb, credeți că s-a simțit pentru mine săritura aceea? Tu nu știi să nu noți, așa că în tine nu. Ai cineva? Au fost și mai lungi 3 metri din viața mea. Tu ai un decedent. Au fost și mai lungi 3 metri din viața mea. Și am ajuns la o concluzie. Trebuie să depășești fricile. Și o să mă întorc la public speaking și la primul meu discurs de la acest grup. În marța dinaintea primului meu discurs, m-am hotărât că pot să-l prezint, îl pregătisem de foarte multe ori. Paul s-a amuzat teribil când i-am spus că am făcut febră musculară, repetându-l prin casă. Și m-am uitat pe Facebook. Am văzut că în jur de 20 de persoane spuneau că vor să vină la respectiva întâlnire. Și am zis, ok, pot să nu par că am venit la o întâlnire a bâlbâiților anonimi. Pot să vorbesc în fața 20 de persoane. Vinerea respectivă erau 50 de persoane. Sâmbătă erau 55. Liviu a avut până venit să-mi spună că duminică dimineața era 57. Mulțumesc, Liviu! Atunci am început să intru în panică. La 55 mai supraviețuiam, la 57 mi-e scăpat. Și din nou, sunt foarte norocoasă. Am avut norocul ca primul vorbitor să fie Paul. Paul s-a liniștit, nu spune nimic de rău. A prezentat atunci despre limbajul non-verbal în vorbitul în public. Este foarte important pentru ceea ce prezint eu acum în discursul său, dar un singur cuvânt m-a ajutat să prezint bine și anume Pazin. A prezentat o întâmplare pe care a trăit-o el la un Pazin, pe care a pățit-o el la un Pazin și mi-a adus aminte de întâmplarea mea. Mi-am adus aminte că mi-am depășit una dintre fiici și am avut curajul să sar de la 3 metri. Mai apoi, am venit în fața dumneavoastră și am prezentat. În final, vreau să vă las cu un citat
care mie îmi place foarte mult. Dacă am face toți lucrurile pe care suntem capabili să le facem, ne-am uimit pe noi înșine.